iese în out. Aparent quarterback-ul de la Mureș, numărul 22, are un braț foarte mare acum. O protecție bună și o pasă lungă pe partea dreaptă. Au venit și au practic aruncat din prima, au avut o run-uri și... Nu, au avut 3 run-uri și 15 yards de touchdown. Avem un flag pe partea dreaptă. 15 yards de următoare. Da, 15 yards de first down și... aproape de 10 la foarte aproape de quarterback, a reușit să arunce într-o fereastră foarte mică, a reușit să prindă în cap, știai că se duce la 88, ce s-a întâmplat acolo? Cred că sunt eu un pic de teamă în ceea ce privesc, că trebuie să diversifice puțin țintele, pentru că altfel Rebels vor pune... își vor îndrepta atenția cât mai mult spre numărul 88. Pentru că le este frică să nu se, să nu fie un double move și să ajungă un câștig și mai mare. 88 pare cu siguranță capabil de asta. Dar pe termen lung, Rebels va trebui să aibă un... uite, avem un defensive end numărul 59. Pasă, wow, pasă liberă! Pentru că există și acel in din stânga, la care quarterback-ul constant se uită. Scorul 12 la 12 și are posibilitatea să meargă în avantaj cu un extra punct sau... arată ceea ce n-a arătat nimeni până acum în fața celor de la Rebels. Arată probabil că nu ai al doilea down și 5 yards pentru Mureș. Iată un snap bun. Doi oameni aveau mâna pe el, numărul 99. Nu? Incredibil! Quarterback-ul celor foarte bine pe, pe un spațiu foarte strâns. Iată numărul 55 este sub minge. Numărul 3 prinde mingea și reușește să o colească numărul quarterback-ului de la Mureș, pe care nu cred, la care nu cred că se aștepta. Și iată încă o intercepție pe care urma să... Au doi oameni de la Rebels lângă minge și... uite, mingea îi venea, îi venea numărului 30 lui în brațe, lui Adrian îi venea, lui Adrian Dante îi venea în brațe. Că a găsit și alții și văzut care se simte confortabil, pentru că într-adevăr în prima etapă, dacă îți mai aduce aminte, părea că doar 88. Nu numai că doar 88, în rezon de câteva play-uri. Și iată-l cu 54, din păcate a pierdut containerul. Nu containerul, din vest. E o pasă
da? Și foarte ok, având mai mult spațiu la dispoziție și exact acest in, cred că este, al tight end-ului, foarte bine aruncat. Foarte bine așteptam la acest touchdown, doar că între numărul 95 tight end-ul formației, se pare că numărul 8 Alfa Jalop l-a pierdut din marcaj. Și observ de asemenea, nu o să-mi scrie 3 touchdown în cazul de față, este cam clar că... Iată că meciul probabil se va termina...